și suntem șase până la. Suntem înspirați, cred că vin din viitor. N-am vrut să luăm vorba, i-am tras în picior. Zic că face clip, stați cu mine. Isterie totală, tinerii țipă, îl aplaudă, încearcă să-l surprindă din fiecare unghi și îi fredonează melodiile. Aceasta este reacția adolescenților de fiecare dată când rapperul Albert Nebunu, supranumit și Beto, intră pe scenă. Pentru ei, Albert este un zeu. De altfel, și versurile de ochiate și pline de înjurături pe care le cântă, pentru tineri par ca o biblie. Fapt ce îi revoltă și îngrijorează pe mulți dintre părinții care asistă neputincioși în fața acestui fenomen. Albert Nebunu are o comunitate de sute de mii de fani care îl urmărește în mediul digital. Fie că vorbim de TikTok, Instagram sau YouTube, adolescenții sorb fiecare cuvânt și încearcă să-i copieze gesturile. Trebuia să aflu dacă Beto este doar un produs de marketing sau dacă acesta este Albert în realitate. Un tânăr violent care încearcă să-i facă și pe alții să-i urmeze modelul. Ne-am întâlnit la studiourile Canal D, unde am despicat fiecare aspect al vieții și al melodiilor lui. Crezi că ar putea să devină tinerii violenți după ce îți ascultă melodiile? Habar n-am, eu sper să nu. Nu înțeleg de ce ar deveni un copil violent după ce mi-ascultă mie melodia. Adică să-mi asculte mie melodia, să se ducă să bată copii pe afară sau ceva. Nu sunt de acord. Unul dintre subiectele controversate în ceea ce îl privește pe Albert a fost promovarea unui limbaj jignitor și agresiv la adresa femeilor. Lucru șocant, ținând cont că o mare parte dintre fanii săi sunt femei. În multe dintre versurile tale abordezi violența sexuală. Care este atitudinea ta față de femei? Nu e adevărat. Cine mă cunoaște știe că mă comport cel mai frumos posibil cu fetele. Și atunci de ce acele versuri? Dar nu mă refer la femei în sine. Dar la cine? Păi când despre, cum ar veni, când ce fac eu acolo pe loc. Dacă zic de, uite, folosesc cuvântul într-un videoclip, nu mă refer oricine aude melodia aia să se simtă. Mă refer ce făceam eu atunci. Ți-a scris tata mea că te îndrăgostești, te îndrăgostești și te nenorocești. Te lovesc ca să ai să povestești. În niciun caz nu jignesc eu femeile, mi se pare cel mai prost lucru. Am două surori. Deci nu îndemn bărbații să se comporte într-un mod violent. Nu, abia am zis, am două surori, nu mi-ar conveni să mi se întâmple același lucru la surorile mele. Adică poate de-aia nu sunt așa. Da, oarecum nu violență sexuală. Când mai cânt eu și zic că facă drag. Așa. Sincer, asta simt să zic. Pentru a înțelege mai bine ce efect pot avea astfel de versuri asupra dezvoltării tinerilor, l-am contactat pe antropologul Alexandru Dincovici, lector universitar și specialist în studierea evoluției oamenilor în corelație cu condițiile naturale și social-culturale. Alexandru mi-a explicat că oamenii care devin violenți în urma unor versuri aveau un fond violent preexistent. Cât de mult pot să influențeze versurile cântăreților de trap comportamentul tinerilor? Cred că e un fenomen similar pe care îl întâlneam și pe scena de rock, scenele de rock, de metal înainte, pentru că acolo aveam inclusiv manifestări pe care le putem considera violente, acum oameni care se îmbrânceau, se erau din alții, veneau acasă de la concert, poate inclusiv cu oase rupte și tot felul de accidentări din astea de la îmbrânceli. Dacă ne uităm la muzică și la niște versuri și încercăm de aici să trasăm o relație dintre ele și un comportament ulterior, vedem că pentru a se putea dezvolta un anumit tip de abilitate, ori el trebuie să fie deja preexistent, să există o oarecare și agresivitate acolo, pentru ca muzica să poată servi ca un fel de catalizator. În anul 2020, polițiștii au deschis și un dosar penal pe numele lui Albert pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Atunci, el a fost acuzat că deținea un pistol de tip airsoft. Este un lucru cunoscut faptul că artistul n-a ezitat niciodată să promoveze utilizarea armelor în versurile și videoclipurile sale. Stai așa că sună fixul, vedem cum acerte, frate, și voi dați cu pixul.
De ce folosești arme în videoclipuri? Păi că ăsta e adevărul, noi suntem nevoiți să folosim așa ceva. De ce? Din cauza la tot ce s-a întâmplat în trecutul nostru. Mai știți cine vine să se răzbune după 15 ani? Să ai în cap chestia aia. Să fii pregătit pentru cineva. Mi se pare greșit. Nici nu cred că ar trebui să existe în capul meu așa ceva. Dar tot există, din cauza la trecut. M-au prins în fața blocului cu un pistol de gen cu juli, airsoft. Și pe chestia aia mi-a făcut dosar. Când mă oprește poliția, mă întreabă, ai probleme cu poliția? Și le zic normal, nu, n-am. Și până se întoarce la mine și îmi spune, păi cum nu ai probleme cu poliția, că ai dosar penal. Chiar ce aveam, pot să-l numesc pistol de jucărie. Adică nu pistol adevărat. Crezi că sunt tineri care îți urmăresc videoclipurile și se gândesc, este cool să am o armă? Să afle că nu e cool de nicio culoare să porți armă. Mai cool e să ai o iubită, să te plimbi în oraș cu ea, decât să stai ca nebun cu un cuțit sau un pistol pe stradă, să te tăvălească polițiștii. Nu sunt de acord să facă copiii ce cânte o melodie, decât să dați câteva milioane pe un pistol de jucărie sau un cuțit, care mi se pare penibil, mai bine ieșiți cu o fată. Ieșiți cu ea afară și cheltuiți toți banii în oraș cu ea. Totuși, versurile lui Beto sună uneori ca o provocare pentru tineri. Mai mult decât atât, în versurile trapperului idolatrizat de tineri, se face foarte des referire la droguri. Ai consumat vreodată droguri? N-am consumat și vă și spun sincer de ce. Eu sunt un copil foarte panicos. Eu dacă iau pastilă de răceală, am impresia că îmi bate inima mai tare și mă sperii. Adică știe toată lumea. La orice organizator, dacă îi întrebați la concert ce cer eu, apă cer. Nu am nimic cu drogații, nu vreau să mă înțeleagă nimeni greșit. Am prieteni care consumă. La fel ca mulți alți adolescenți din nefericire. Statisticile arată că, în România, tinerii au început să consume substanțe stupefiante încă de la vârsta de 12 ani. Pentru a dezluși acest fenomen, am luat legătura cu Cristina Zaharia, reputat psiholog. Cristina vede zilnic copii ce cad pradă mediului digital și a influențelor din online și încearcă să facă ceea ce văd sau aud la idolii lor. Gândește-te că tot ce se întâmplă în lumea asta se învârte în jurul acceptului, da? Ce ne dorim noi toți, toată omenirea? Cu ce ne hrănim? Cu iubire, cu apreciere, da? Trebuie să aparținem unei caste, trebuie să aparținem cuiva, unui grup sau unei persoane. Și atunci plusăm. Deci noi oamenii plusăm, făcând niște lucruri care de cele mai multe ori ne pun viața în pericol. Ne mai vorbim de segmentul acesta de vârstă, de preadolescenți și adolescenți, care se duc într-o direcție, este un trend ascendent, în urma cărora nu ai absolut nimic de câștigat decât probabil acordul publicului, public care, pe care nu-l cunoști. Să nu uităm că sunt niște fețe goale în spatele unor ecrane, da? Deci noi nu cunoaștem fizic acei oameni, o mare parte dintre ei cel puțin. Ce te-a făcut să ai ură pe poliție și sistem? Pentru că, din punctul meu de vedere, se face foarte mult abuz. Nu toți polițiștii sunt răi. Crede-mă că o grămadă polițiști mi se pară de nota 10. Și mereu când stau de vorbă cu oameni de genul, că mai mă opresc, mai îmi fac vreun test, știi ce zic? Mă face să cred, mă face să îmi pară rău de ce cânt. Dar, pe urmă, când dau de alt fel de polițiști, de nu fac nimic și mă... îmi pun cătușe. Odată mă plimbam în parc și n-am făcut nimic, niște copii s-au luat la ceartă și mi-a pus cătușe polițistul. Că a zis că eu sunt cu ei și eu n-aveam, eu nu știam pe nimeni de acolo. De-aia am ura care o am. Dar nu pe toți. Dar mai sunt oameni de ăștia, mai înapoiază, fac abuz. Un lucru pe care l-am înțeles din discuția cu Albert a fost faptul că, deși pare un băiat rău în melodiile sale, nu îi îndeamnă sub nicio formă pe tineri să facă ceea ce el cântă.
Am încercat să aflu totuși de unde a izvorât toată această ură și violență pe care Albert a transpus-o în versurile sale. Ai crescut într-un mediu violent? Eu încerc să cânt realitatea prin care am trecut eu. Viața în care, nu știu, în care m-am născut eu, cercul în care m-am născut eu, n-am avut norocul să mă nasc într-un cerc mai mereu din cauza la ce mi s-a întâmplat în familie, că am avut probleme cu tata, tata nu prea a fost acasă de multe ori și tata a fost arestat de o grămadă de ori, știi? De fiecare dată când a fost tata arestat, despre asta a fost vorba. Despre violență și alte chestii. Și dacă vrei să fii cu minte, din ce am văzut eu când m-am uitat la tata, nu ai cum, ești provocat de alți oameni. Nu am putut să stau mereu acasă, acasă. Mereu a trebuit să ies și așa mi-am făcut anturajul meu și am stat numai în violență. Toată viața mea este numai despre violență. Tot trecutul meu numai. Am stat într-un cerc unde se auzea numai violență, se auzeau numai prostii. Știți? Asta încerc să explic. De-aia și când ce cânt. Când o vedeam pe mama că e supărată, că nu a fost doar întâmplare. Mai mereu a fost întâmplarea asta. Mereu vedeam pe mama că e supărată. Vă dați seama, mama plângea. Mergeam după tata, o vedeam pe mama că plânge. Surorile mele supărate. Vă dați seama că m-a făcut să simt că ceva nu e în regulă. M-a făcut să văd doar suferință. Muzica descrie niște realități sociale și oamenii care rezonează cu ea sunt cei care trăiesc în medii similare, care sunt deja pline de astfel de violență. Eu consider că funcția parentală trebuie să funcționeze ca și psiholog auxiliar. Întotdeauna eu am preferat să lucrez și cu familiile acestor copii, pentru că părinții au nevoie de îndrumare în primul rând. Aceștia au pierdut cumva sincronul cu propriilor copii. Responsabilitatea atârnă pe umerii părinților. Crezi că au de ce să se îngrijoreze părinții? Nu. Când până la urmă nu ai cum să dai vina pe altcineva. Și dacă vine un om și zice ia și fumează o țigare, tu dacă iei țigara aia să o fumezi, nu fumezi că a vrut omul ăla. O fumezi că ai vrut tu. Și asta mi se pare plecată strict de la educația care le-au dat ei. Fiți voi în felul vostru. Și asta ar trebui să facă orice copil. Nu dacă îl vede pe unul că bea și cade pe jos și e artist. Asta nu înseamnă că trebuie să-l copiezi și eu pe ăla. Noi nu venim la concerte să educăm copii. Adică noi nu avem nicio vină. Sunt foarte închiși. Ce treabă are copilul că ascultă un stil de muzică? Poți să asculti un stil de muzică și tu să fii cu totul altă persoană. Mie mi se pare chestia asta prost rău. Mie mi se pare că sunt foarte închiși din punctul ăsta de vedere. Nu vreau să par nici vreun băiat rău, nici nu sunt. Eu chiar sunt un băiat de treabă, respectos. Băi, vă iubesc rău! În încheiere, ce mesaj le transmiți fanilor tăi care îți ascultă melodiile și care îți fredonează versurile? În primul rând nu-i consider fan, îi consider oameni care mă apreciază pe mine. Vă apreciez, vă iubesc pe toți. Părinții ar trebui să înțelegeți că ce cântăm noi nu influențează pe nimeni decât pe cineva care n-are minte ar influența melodiile noastre într-o direcție proastă și ar trebui să vă lăsați copiii să asculte orice stil de muzică. Săptămâna viitoare discutăm cu un artist de trap care a scris și a cântat versuri violente, însă a înțeles că muzica înseamnă mai mult de atât, că poate aduna sute de mii de fani în fața unei scene și fără să folosească cuvinte obscene și gesturi violente în videoclipurile sale. Despre cine este vorba, aflați în episodul următor.